Mulțumesc, doamna directoare. Emoții mari pe aici, la părinți, la profesori, la... Trei tipi se fugăreau pe aici pe scenă, fără niciun fel de complexe. Legile naturii îi obligau să se poarte cum era natural. Cea mai veche instituție a speciei Homo sapiens este școala. Noi o socotim de la Aristotel, Platon încoace, ea este însă de când Homo sapiens a căpătat cei 46 de cromozomi în Africa și a pornit din Africa să cucerească planeta. Eu am în rândul al doilea acolo o prietenă care a intrat în clasa 0, clasa pregătitoare. Când s-a născut, i-am făcut un fel de foaie de parcurs. Uite, Maria, cam cum o să fie viața ta mai departe. Și vă spun de pildă că în 2111, Maria va deveni centenară. Să nu vi se pară scandalos ce vă spun acum. La o întâlnire la Heidelberg, Harald Zurhausen, premiat Nobel, ne-a spus jurnaliștilor de știință prezenți, oamenii care vor trăi 150 de ani sunt printre noi, sunt pe stradă. Așa se schimbă de mult lumea. În 2031, un echipaj va amartiza, asta e un cuvânt nou, vor pune pământenii piciorul pe Marte și apoi 100 de mari savanți ai lumii vor merge acolo. Vor dispărea uzinele și fabricile pe pământ pentru că imprimantele 3D vor funcționa în locul lor. Se va schimba medicina fundamental, nici nu vă puteți închipui cât de mult, medicina regenerativă se va scut tot. În 2031, le spun colegilor de la aparatele de filmare, va exista un moment de singularitate, acela în care inteligența artificială din electronica lor și IT-ul lor intră direct în noi. Adică voi purta microfonul ăsta pe laringe, Maria îl va purta mai departe, în urechi difuzoare care se permită. Lumea se schimbă cu o viteză fabulos de mare. Săptămâna trecută eram încă în America, am vizitat câteva din marile institute și mi-am dat seama cât de rapid e ritmul schimbării. Din ce cauză? Din cauză că planeta merge la școală. Și aduc cu ocazia asta un omagiu celui mai important ministru pe care l-a adus vreodată vreun guvern al României, marele Spiru Haret. Spiru Haret, în anul 1900, a adus toată lumea, toată România la școală. A fost atât de important încât peste ani de zile el dispăruse, dar când Nicolae Iorga, marele Nicolae Iorga, se adresa Parlamentului, vorbind despre Spiru Haret, spunea așa: când îi pronunțați numele, ridicați-vă în picioare. Omagiu pentru propriu. Școala trebuie să se schimbe și ultima instituție care o face, din păcate. Aici, în școală, însă, cunoscându-l pe domnul Moraru de mai multă vreme, mi-am dat seama că se fac pași mai rapizi. De pildă, legătura cu Radio România, care are o arhivă de aur extraordinară, cu televiziunea publică, din care pot să fie preluate emisiuni și duse aici. Toate astea se pot combina pentru a face școala altfel decât este acum. Școala trebuie să fie altfel. Și vă fac o primă propunere. Îmi pare rău că senatorul rector a plecat. Să obligăm Universitatea Politehnică să-și țină laboratoarele deschise în timpul verii și copiii de aici, de la celelalte licee, să invadeze laboratoarele. Pentru că vrem ca peste timp, Nicu Zamfir, academicianul Nicu Zamfir, pe care l-ați văzut pe ecran, să aibă fizicienii de care îi trebuie. Nicolae Zamfir spune așa: după 2019, când va porni acest super laser, extrem laser infrastructure, două premii Nobel se vor obține de aici. Eu vă doresc ca din laboratoarele pe care vi le-a prezentat doamna directoare, să pășiți cu emoții, dar și cu mare încredere. S-ar putea ca unul dintre voi să fie premiantul Nobel pe care îl vrea fizica românească. Vă doresc succes! Învățarea nu se termină niciodată, de-abia ați început acum și când 2111, când Maria va depăși centenarul, încă va avea ceva să înveți. Succes!